Adică de când a plecat colega ei de cameră, s-a retras oarecum. Și asta e... V-ați înțeles atât de bine? Foarte bine. Serios. Eram compatibil. Și acum nici nu mai prea... De fapt, nu puteți vorbi deloc. Poftim? Acum nici nu puteți vorbi. Da, da, acum având în vedere că aici ar trebui să se integreze printre noi. Dar nu cred că nu mă integrez, vorbesc cu toate, nu? Cred că tu nu da, da, zic că de atunci că... ești mai supărat, așa mai. Eu nu cred că, uite, de exemplu, fetele de față de acum, cele trei. Că nu? Nu cred că nu ți-ar da voie să te integrezi sau să... Nu că vorbește, poate e mult spus integrat, dar e mai, puțin mai de atunci. E mai introvertită. Uhum. Nu știu, cu ea mă înțelegeam atât de bine încât erai mai nu aș compatibil. Revedea pe niciuna dintre ele să fie. Păi asta ea. Poate nu, uite, nici eu da. Nu, nimeni de aici nu se aseamănă cu vreo prietenă de-a mea ca și stil. Dar asta... Dar nu mă izolez sau... Nu, nu, nu. Robi, suntem aici pentru relații, iar eu cred că tu... Ai venit aici ca să-ți faci o relație, că altfel nu cred că veneai. Da, mă, dar el a spus. El a spus că nu are experiență ce privește o relație serioasă. Nici nu trebuie să ai Cosmin. Și nici eu n-am avut. Dar, cu toate astea, ți-ai dorit? Și am. Dar ai. Câte greșeli am făcut și eu în trecutul meu? Aia? Am făcut. Prostii. Că n-am știut cum să gestionez lucrurile așa și el. Bă, nu mai pot de capul, mă doare de mor. Și pe mine mă doare capul. Asta e, învățăm din greșeli. Nici nu știu dacă să mă cer să vorbesc cu Virginia. Păi, cere-te, cere-te, cere-te. Cum vrei tu. Da. Ideea este să te ceri la Virginia, să te duci la Virginia. Dar unde să mă duc? Păi te-ai mai cerut la Virginia și... Nu e cazul. Adevărat, Chio, Roberta, suntem aici? Bă, știi cum e Robi aici? Știi cum a fost Robi aici? Cum eram eu în sezonul 2 cu Catinca? Tu nu venisești, nu? Mm-mm. Deci, îmi plăcea, îmi place și lui, îmi plăcea, era ce trebuie, dar nu simțeam. Bă, nu simțeam și mă frustram eu pe mine că nu simt. Pe săptămâni nu ieșim deloc. Nu mai ieșim. Am ieșit o singură dată. Noi. Gata. Fetelor, vă doresc o zi. Ne-am salutat. Pa. Te pup, Ștefi. Salut, Rebecca. Bună, pa. Pa. Hai. Salut și pe păi, pa. E puțin ocupat. Pa. Pentru? Vot. Să rămână. Vrei să te coloc în sus? Da. Normal, nu? Pentru ce vot? Pentru pe care nu mi l-ai dat. Ah, ok. Ce s-a enervat pe mine. Să rămână. Și mulțumesc, Virginia. Nu știu, e cam mare liniște aici. Fetele. Și eu? Da. Yeah! Însoțite de Cosmin. Nazmi, mi-e fond de ten. De pe nas. Pa, Patricuț. Pa, Alin. Pa. Hai, Roberta. Pa, Bogdan. Pa. Pa. Hai. Hai, pa! E foarte bine. Să urc scările. Cum? E da. Foarte bine. Da. Da, chiar am vrut să intri. Tu faci sală? Nu fac sală. Nu. Mă duc la sală. Ia stai, dragă. Ia dă-te un puțin. Ia vină acolo. Ce? Stai, Ștefan, că trebuie să plecăm. Hmm? Stai puțin. Da, dăm bine, dăm bine. Hai, pa. Dăm bine. Pa, pa. Hai, pa. Tu te-ai pupat, nu? Vezi că e din Craiova și e zurlie. Și eu sunt din Rahova. Și suntem bărbați, nu știu, hai pa! Hai pa! Ești frumușel! Ma. De cine conduci tu, Cosmin? Aia mi-am luat cafea. De cine conduci tu? Deci merge la Ștef. Cine vrei să te conducă? Uleu! Era să cad. Cu palma, cu palma. Tu? Eu cu Bridget. E supărat pe mine Ștefan. Te pupă, grijă, cu... hai, vezi, mă duc, tu chiar te duci? Da, mă, da. Așa liniște în casa azi, fetelor. Da, și aici, ce ne audem. Ce faceți, băi, nebunilor? Ștefan, ia pe cineva și doamne, nu mai vin cuvinte. Ceartă-te cu cineva, frate. Haide, mă, băi, stai puțin. Sunet. Sunet. Uneori și...
mă mai și aprindeam și eu și în unele situații nici măcar Robi nu... Te ajuta, nu te susținea, nu te înțelegea, nu ținea parte. Te-a ajutat să iei hotărârea de a te despărți de el? Cine? Mama ta. Nu. Bine că nu s-a îndrăgostit. Cred că nu meritam să se îndrăgostească de mine și cred că merită pe cineva mai bun pentru ea. Uite-te, că n-au fost cuminți. Uite-te un pic la ea. Ce ai făcut, Roberta? Uite-te un pic la ea. Mic. Mi-e rău. Pe acolo. La Ștefi. Ce? Uite, mâncai aia și gurița ei. Hai, fugi. Ceau. Sețe. Ce faci, mă, soare? Bine, tu? Uite, m-am tot cerut la tine. A, nu, eu odată. Dar m-am cerut. Da? Da. Zor de tine? Și mie de ce? Opa. Îmi place cum stă cu cămașa asta. Îți place? Îmi place. Îți place? Da. Am întâmplat-o de ceva timp. Vrei să stăm noi pe ce? Aveai una cu alb și albastru, nu? Sau e tot asta? Nu, știu că am mai multe. Ține plâng ea de mine că plec. Mama, nici nu vreau să plâng, nici m-am uitat la tine ca să nu plâng. Și eu uitam la tine că îmi venea să mă uit numai la tine. Și după aia m-am gândit, băi, poate dacă mă uit la ea îi fac mai rău. Și încercam să mă inferesc. Păi eu dacă mă uit la tine mi-e mai rău să plâng. Și nu uitam, mă uitam în piscină. Sunt. Frumușelul meu. Bine că nu m-ai lăsat singură aici. Doamne. N-aș fi rezistat o zi. Vrei să mănânci, vrei să bei? Nu vreau nimica. Astea sunt cele mai bune. Ce zice Robert? Hai, Aline, aici. De ce ai venit tu la fete să stăm un pic de vorba? Da, interesul meu e Robert, dar la ce să plec de aici când ea era aici? Robert? Ah. Da, adică... Am înțeles. N-avea sens. Scuze-mă. Dar tu ce ai făcut acolo? Am băut cafea, am stat cu fetele la povese. Ștefania e supărată. Cosmin. De fapt, nu neapărat supărată, ci revoltată mai mult pe faptul că fetele l-au votat pe Cosmin. Da, dar până la urmă, uite, de exemplu, vorbeam și cu băieții aici, indiferent că era votat Patrick, efectiv era Patrick Larisa, tu trebuia să mai votezi pe cineva, pe, că era, pe cine ai fi votat tot pe Cosmin, cumva. Pentru că nu aveai pe altcineva, știi, care să fie puternic. Pare cumva, ce simt eu, că da, aș putea să o temperez. Sau nu. Adică da. Am ajuns acolo, am avut 500 de subiecte cei. Ai discutat doar tu cu ea sau cu toate fetele nu, la masă? Se pare că sărea din subiect în subiect. Am vorbit și cu mama ei. Cum adică ai vorbit cu mama ei? I-am spus pe cameră să... Să vrei să o cunoști? Să spună părerea dânsei. Despre mine, da. Da. Și crezi că ce a văzut până acum și-a făcut o părere bună? Ea a spus o chestie interesantă, rău. Că, bă, eu simt că nici ea nu mă înțelege 100%, că de-abia a venit, știi? Dar vede că toată lumea nu înțelege ce vreau eu să spun și ea e persoana care înțelege. Poate e bine. Cred că e bine. Cred. Așa ar fi, normal, nu? Da. Cine a venit pe aici? A venit Roberta, Giulia. Am discutat băieții un pic cu Giulia, cu Roberta. Și am pus eu două, trei întrebări referitor la tine, la situația care a fost în gală. Ce a zis de mine? Cred că nici n-a vrut să audă, dar mai bine. Vrei să te minți? Momentan, din ce am înțeles eu, nu n-ar mai fi interesat așa mult să te cunoască. Păi după ce am spus vedere... și eu în gală, logică, nu mă interesează atât de mult. Din partea mea, nu. Știi? Te acces mai mult pe Rebecca la mă. Din partea mea e un nu, Roberta. Vreau să văd cum mă simt cu Rebecca, dar mă simt bine. Dar nu pot să spui într-o zi, gata, știi? Dar crezi că evoluează situația la momentul de față? Mă simt bine. Vreau, uite, astăzi am stat de vorbă doar cu ea, mâine o să stau la grup, poi mâine o să stau cu voi de vorbă și cu ea, știi? Vreau să văd cum merge toată situația asta, știi? Și nu e vorba de gelozie sau ceva, că nu, nici nu vine vorba de așa ceva.
Nu știu ce vede lumea gelozie, dar atunci când a venit la masă, a spus că m-am cerut la tine, Ștefan, hai să discutăm. Și a spus Robert, stai puțin că vreau să te întreb ceva, a întrebat-o ceva și zice, hai că mă așez. Și eu stăteam acolo, ia răspundem, hai să vedem ce zici, știi? Adică poate sunt și primele ei zile. Eu dacă m-aș fi cerut la cineva, mă duceam clar și concret, bă, dar nu mă supără chestia asta. Asta să se înțeleagă, că nu mă supără că s-a așezat. Poate ea nu e exact așa în momentul ăla. Sau poate e foarte deschisă la toată lumea. Ți, indiferent cum ai fi dat-o, cumva asta a fost varianta cea mai bună, știi? Dacă era altă formulă, da, uite, în afară de formula care a fost în față, nu pleca Larisa acasă. Dar nu pleca. Uite, de exemplu, pe cine puteai să votezi tu? Roberta? Pleca, dacă era. Pentru că are o săptămână, adică două săptămâni sau câte are. Ok, își dorește și să rămână aici, eu votăm și plec acasă. Păi, ce era? Tot tu erai